Salut! Suntem într-o grădină cu o plantație de meri. Este destul de frig afară, sunt minus 5 grade, iar pomii sunt bine geruiți. Se observă o depunere de zăpadă care se păstrează pentru că expunerea este pe versant nordic și nu se încălzește destul de repede. Dar nu este nicio problemă atâta timp cât gerul nu coboară sub valorile de minus 20 de grade. În această zonă a Argeșului se înregistrează temperaturi nocturne de minus 7, minus 8, minus 10 grade. Sunt temperaturi favorabile și prin intermediul acestor temperaturi se asigură și necesarul de ore minime de ger. Asigurându-se minimul de ore de ger, suntem siguri că majoritatea mugurilor se vor transforma în muguri de rod și vom avea rod în grădina noastră. Aici avem un cireș. Și observăm formațiunile de rod. Sunt bine formate. Pomul este garnisit cu muguri de rod. Va fi un an bun pentru acest cireș. Așteptăm temperaturile să crească pentru a intra la tăierile de primăvară. Și mărul are muguri de rod, dar în partea superioară au fost efectuate lucrări de tăiere de către persoane neavizate și merii au creșteri foarte puternice. Dar această problemă se poate remedia prin executarea tăierilor corecte de primăvară. Atât pentru astăzi, până data viitoare, multă sănătate și aveți grijă de voi!